Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Real Life. Episodul numărul 2. Da, în acest episod o să vreau să mergem la minat. Am mai filmat eu încă o dată, dar... gălăgie în casă. Așa, da, asta a fost gălăgie în casă și da, n-am mai, am zis, știi ceva, nu mai filmez nimica. Îmi bag picioarele în tot ce se întâmplă în această casă și restul. Bun. Salutare și bine v-am găsit la Minecraft Real Life. Bun. Episodul cu numărul 2. Bun. Bă, eu vroiam soarele în direcția aia o să facă noapte, dar și ceva, cred că o să ne întoarcem înapoi acasă. Văd că se aude cam tare la voi Minecraft-ul, așa că să-mi las puțin tel mai încet. Da, a început Raton SMP. Unde am avut și niște conflicte, bineînțeles, cu Zeus, pentru că da. Și a făcut Zeus un live care, literalmente, cineva i-a băgat boți. Pentru că el a strâns pe live-ul ăla vreo 63 de abonați. Într-un fel, 63 de abonați, dar după aceea, după ce a încheiat el live-ul, gen a strâns vreo 39 de abonați. S-a dus înapoi la 39. Săracul Zeus a apăsat un buton de like pentru el și s-a strâns 17 like-uri la episodul trecut și vreau să mai apăsați în continuare like-uri pentru că calculatorul, pentru că placa video a mea este la 86% și dacă mă pun aici, e fapt așa și nu. Da, 86%, așa că apăsați un buton de like. Zici că ăsta e porc de guine, porc de ăla de capă pe jocul ăla. Așa. Bun, vreau să ne întoarcem înapoi acasă ca să putem să dormim, că când o să trească să dormim, gen, foarte frumos și da, vom dormi. Clipul o să se vadă în 59 de frame-uri, ceea ce eu zic că este bine. Am auzit un Enderman, dar nu vreau să mă uit la el. Foarte frumos, am mai luat niște din astea, niște gunoaie. Anyway, eu am 86 de FPS-uri, e bun, bă, stați, ce vorbiți, bă, voi, bă, ce vorbiți, bă, voi, bă. De fapt, ar trebui să le dau la vreo, hai să le dăm 70 de FPS-uri, n-are nimica, tot merge bine, nu e mare pierdere. Eu ziceam că, bă, să fac o casă off-camera, să nu fac, dar cred că am să fac, nu off-camera. Ah, by the way. Deci, hai să vă explic ce s-a întâmplat, de ce n-am făcut ieri live. Deci, ieri nu am făcut live din cauza următoare. Deci, din cauza următoare. Din cauza următoare, ok. Eu am pus niște muzică. Sau, nu știu, cred că așa este. Sau este de la... Am încercat aseară să fac un live pe telefon. Am dat live așa de test și a mers. Acum e posibil să nu pot să fac live din cauza calculatorului meu care, da, nu știu de ce, pana mea nu merge. Probabil am, da, v-am zic eu altfel, dar hai să nu zicem. Am făcut eu setările, cred că la Streamlabs proaste și cred că de aia s-a întâmplat chestia asta. Nu pot să mai filmez și trebuie să fac chestii și chestii și chestii peste chestii. Și da... Acum, na, eu nu am ce să fac, am căutat pe internet, nu găsesc nimica, resetare, Windows, hai că sunt prost, nu Windows, mă, că dacă dau reset la Windows pierd toată harta asta, gen, pierd harta și de fapt aș putea să o salvez pe ceva, dar mă rog, o lăsăm așa. Deci, ce spuneam? Spuneam că să așteptăm să se facă noapte și să dormim. Acum, dacă mai dormim, logică dormim, dar stai așa, să ne pregătim lucrurile de plecare. Bă, ceva acolo, nu știu, e. Cred că e o frunză, probabil. Ai, bă, frate, că e noapte deja, aproape să zicem noapte, că nu prea este încă, dar să zicem că este. Așa, mă, frate, în sfârșit. Da, mă, da, așa, mă, așa mai venim de acasă. Bun. Sămânța pe care am aruncat-o eu, lol. Așa, bun. Bă, ar trebui să luăm niște cobblestone cu noi. De fapt, chiar dacă o să minăm acolo, nu prea asta nu prea contează. Vreau să mai iau niște din ăsta să facem bețe pentru torțe. Bun. Pentru că mina aia nu prea o să vedem atât de bine, gen. Pot aude Endermanul ăla undeva, dar nu știu unde. Și în episodul 3 o să ne construim casa, probabil, pentru că acum luăm materiale, gen.
luăm materiale ca să ne facem să ne facem casuța cuibușor de nebuni. Bun. Asta este a doua serie de a mea pe care am făcut-o de single player, pentru că am mai făcut încă una în trecut. În trecut, care este acum cred că 2 ani sau un an. Nu, 2 ani. 2 ani, oameni buni, 2 ani. Am făcut o serie acum 2 ani și de Minecraft, Raton SMP, care să nu ziceți dacă vreți să revizităm acea hartă, pentru că cred că încă o mai am, nu știu dacă o mai am. Acum, pana mea, să nu ziceți dacă vreți să o revizităm, că eu o revizitez, pentru că sincer chiar aș vrea să mă mai uit peste ea, ce s-a mai întâmplat și nu știu ce. Acum ideea e în felul următor. Nu știu cum să mă mai întorc unde eram acolo, pentru că acolo era un cave destul de ok. Pentru că puteam să picăm undeva prin apă și... Înțelegeți ce vreau să zic eu. Acum, hai să încercăm să căutăm. Eu nu știu. Trebuie să vedem să o caut, dar... Bă, nu știu unde o fi. Au, bine că nu e ultra hardcore. Deci acolo e satul nostru, deci stai puțin. Deci dacă acolo e satul nostru, probabil în direcția aia trebuie să mergem în continuare. Păcat că lamele nu sunt schimbate, pentru că e posibil ăștia din 1.20 să le fi schimbat, pentru că suntem pe 1.20 și textura asta este o textură de 1.19, care nu e de 1.19, că mai cam că sunt niște texturi de la, mă rog, anyway, ați înțeles voi. Probabil ați înțeles voi, dar nu e mare chestie oricum update-ul ăsta. Adică, na. Doar că a făcut, este foarte greu acum să faci netherite, asta una. Uite mă că am găsit cave-ul. Dacă nu e ăsta cave-ul, las-o așa, n-are nimic. E bun și ăsta. Cred că ăsta e, nu? Nope. Ăsta este cave-ul, cred că primul cave al nostru pe care l-am găsit. Sau mi se pare mie, cred că mi se pare doar. A, aici ai mă, cred. Sau? Păi știați că l-ai dripstone? Eu nu știam. Ia pe ăsta e cave-ul. Bun, hai că l-am găsit. Vă vorbește Raton din viitor, trecut, cum vreți voi să-i spuneți, n-am găsit absolut nimic, revenim cu explorarea. Explorare, care este pentru mină, să minăm, nu să mergem noi în așa... Bă, stai așa, ce coordonate avem aici? Ca să știm, pana mea, știi ce zic? Ca doar ca să știm, în caz de... -225 cu, dar le-am pe filmare, deci cam degeaba, pur și simplu. Cam degeaba, le-am deja pe filmare. Filmare moment, când dacă ați... Ai că lasă, că deja ză, uleu, ce e aici? Aici am căzut eu, în episodul pe care l-am filmat, dar nu l-am mai filmat. L-am filmat, dar știți care e faza, mă? Nu puteam, frate, ce nu puteam să filmez, era imposibil să filmez. Dar acum este ora 9 și 18 dimineața, pentru că fix cum mă trezesc, frate, mă pun pe calculator, filmez, editez, pun... ce mai pune eu și pana mea cam aia e. Știți? Dar hai frate, vreau și eu să minez ceva, dar cred că o să tai mult video-ul ăsta. O să-l tai mult pentru că, nu știu, uite că e posibil chiar să tai tot ce am, tot într-un fel ce am dat să minăm acolo. Pentru că frate, episoadele, bă frate, nu găsești, n-ai noroc frate, deci pe Minecraft niciodată n-ai noroc. Adică nu pot să cred că n-am niciodată noroc pe Minecraft. Adică eu, unul, nu am niciodată noroc. Am noroc la wache. Adică nu am. Adică, practic nu am, asta vreau să zic eu, nu am. Uleu, bă, băieți, bă. Bă, am văzut niște comentarii oricum frumoase, pe care probabil o să le pun pe ecran, în episodul ăsta. Și dacă le-am pus pe ecran și ați văzut acolo, like și o să vă mai pun. Nu, fiți atenți, comentariul cu cele mai multe like-uri o să ajungă pe ecran. What the actually freak. Așa, o să ajungă pe ecran, foarte frumos și foarte elegant, o să ajungă pe ecran. Moartea, bă, Herobrine a dat foc la pădure. Ce pădure, frate, că e doar un copac. Aoleu, lavă. Deci ăsta este cel mai mare dușman al nostru, lava. Ok? Lava este cel mai mare dușman al nostru. Ce găini, frate. Bă, chiar îmi place textura asta și oricum seria în general mie îmi place. Mie chiar îmi place. Fără niciun mișto. Deci fără nici măcar vreun mișto. Fără mișto. Că mie chiar îmi place.
Problema este că nu găsesc absolut nimic, frate. Nu găsesc absolut nimic. Și chestia e că nu găsesc gen nimic și pana mea, trebuie să mă prind foarte mult. Prostia la Streamlabs este că nu poți pui pauză gen la clip, pentru că altfel aș fi pus Bă, da, dă-l încolo de Dripstorm tâmpit. Băi, frate, uite, ești și sub noi. Bă, dă-l încolo de Dripstorm, dă-mi și mie un chef ca lumea, frate, să găsești niște fier. Poate niște diamante, și în Dripstorm poți găsi și diamante, dar nu, asta nu contează, frate. Bă, orice, bă. Mă, dacă aia era apă, că mă duceam să pic acolo, dar este cam lavă și nu cred că trebuie. Nu suntem lângă lavă, ulei, nebunie. Nebunie pe felie. Bun, că se duce lava, vedeți că se duce. Bă, ce munți, mâncava și gura voastră ni se creează pe lumea asta. De ce munți creează pe lumea asta? Ia uite, ce e acolo? Două blocuri, a, clasic Minecraft. Dar ce fel, suntem înconjurați de munți aici. Uite munții în jurul ăsta. Bă, ești nebun. Bă, ce fain se vede. Adică se vede fain. Se vede chiar fain. Facem un screenshot? Etapa. Ia stai mă, așa, hai să facem pentru thumbnail, da, pentru thumbnail. Haideți băieți, pentru un thumbnail. Vă puneți la un thumbnail? Vă puneți? Sunteți așa? Cum n-ai bați? 21, sunteți demenți? Ai, eu am PM! De ce, Dumnezeule mare, eu am PM? What the fuck? What? De ce am? Ok, de ce am PM? Bă, sunteți demenți? Frate meu, este dimineață, nu seară. Cum ar fi eu să... Acum m-am gândit. Cum ar fi... Că mie nu merge live-ul din cauza că am ceasul în față. La asta nu m-am gândit, dar o să schimb ceasul după aia. După acest teribil, minunat episod. Da, gen nu știu de ce l-am PM, când a trebuit să l-am AM, pentru că este dimineață. Acum este dimineață, dacă aș avea facecam v-aș și arăta. Pe bune, să mor eu de nu v-aș arăta. Pe bune, adică hai să fii, să poți în serios. Mă, frate, mai scap de acasă, asta mi-e cald, într-un fel. Și în viața reală mi-e cald, dar nu foarte cald, pentru că dimineața este foarte frumos. Deșert. Deșert moment, ok, deșert moment. Dar probabil am să tai, știi ceva, am să tai tot. Tot gen. Am să tai, cred că, toată chestia cu minatul și o să... Da. Templu! Templu în deșert, trail ruins în deșert, sat în deșert, cactus în deșert. Bă, vedeți că, ia uite bă, da, ăla-i trail ruins. Braila, ia bă, că am găsit aici, fiți atenți, păzea. Oh my god, am găsit, era zic sat, ăsta nu este sat în primul rând. Bă, ne trebuie un braș, bă, dar n-avem bruș. Da, aici am niște amintiri foarte neplăcute cu un schelet și cu niște TNT-uri. Am o amintire destul de neplăcută pentru că m-am jucat cu cineva Minecraft modat și literalmente de aici am spart aici și m-am dus încolo și era de fapt și eram schelet acolo. După aia am făcut eram pe o hartă tot cu același băiat. Știe el că se uită la video-ul ăsta, te pup, frate. Băi frate, băi. Deci literalmente am picat iară, iară era un schelet. Bă, dă-l încolo de schelet, frate, dă-l încolo. Bă, dă-l mă încolo, mă, bă, dă-l mă încolo, frate, dă-l mă încolo. Și după aceea gen a picat și el. Pentru că para mea. Bun, hai să ne și găsim în primul gest. Brrrr, și că deschidem capă Brawl Mustars. Oase pentru un câine. Saddle pentru un câine. Emeralde pentru un câine. Armură pentru câine. Hai să vedem. Pac, pac. Iron Horse Armor. Pă bune mă, atâta? Nimic? Niciun fier? Nimic? De fapt, nu știu dacă găsești fier aici. Actually, nu știu dacă găsești un fier pe aici. Wow, cât de trash a fost tot ăsta, mă. Da. Chitipă, iangă, nu o să iau pentru că sunt trash. Exact.
deja știți povestea. Bă, putem să luăm un căluț, ceea ce este destul de interesant, pentru că o să putem să mai avem încă un prieten aici cu noi. Ce se întâmplă, bă? A, plouă. Da, pe oare ce pana mea ai vrea să se întâmple? Să ploaie. Ia uite, bă, avem sat magnific, frumos și extrem de... Bun. Nu mai zicem următoarea chestie pe care am vrut să zic. Așa. Ești bine, frate? Frate meu, ești bine, frate? Frate meu. Brother meu. Alo? Alo? Ești blocat? Why are you blocked? Motherfucker. Așa, mă, dă-le încolo. Așa, frate. Fii liber! Lumea, lumea contează pe tine. Nu, nu contează, ești o dezamăgire pentru familia ta. Nu e, nu e așa? Păi... Eu zic că așa este. Ok. Pisică! Pisică! Bă, ce frumoase sunt! Bă, bă, cât sunt aici, bă! Oh! Bă, asta, mă, Camila, așa, mă! Camila? Yo, Camila, moment! Bă, ești nebun, avem Camila! Asta e mesa, mă, ești nebun, am găsit mesa! Camila, moment! Ok, am găsit noul, din noul update, o nouă Camila! Acum noul update! Wow! Ok, o vom aduce acasă! Pentru data viitoare, probabil, nu știu dacă o să o aduc acasă fix pe... Bă, nu te băga aici cu vacile, ok? Cu vacile, vacile sunt cringe, ok? Vacile sunt foarte cringe. Bă, cred că am atât, am luat din satul ăsta, nu prea avem ce să mai luăm, mai am... Ulu! Ok, poți să te odihnești, poți să faci tot ce vrei, ce vrea sufletelul tău frumos și mare. Frate, e insane, o carte... Cui plac cărțile în vară, frate? În vară trebuie să te distrezi, nu să înveți. Tot ceilalilor, să vă fie rușine. Cum vă să învățați în vară, mă? Mă, sunteți, sau să vă duceți la școala de vară? Cine s-a dus? Bă, cine ar vrea să se ducă la școala de vară, frate? Pe bune. Adică, hai să fim cea puțin serioși. Cine pana mea ar vrea să se ducă la o școală de vară? Hai pe bune, dă-o încolo de treabă. Numai tocilarii, exact, numai tocilarii vor să se ducă la școala de vară. Da, gen, dacă nu vrei să pleci, gen, că nu vreau să pleci pentru că îmi place că te avem în familie, să-mi scrieți un nume în comentarii pentru această lamă. Hai că dacă asta e lamă, Camila, bă, Camila, da, noul update. Din noul update este această Camila. Camila, Camila, așa. Și, da, din noul update este această Camila, foarte frumoasă. Așa că eu și Camila v-am lăsat, ne vedem pe data viitoare. Papa.